Surprinzătoarea despărțire dintre Jennifer Lopez și Marc Anthony nu va fi doar divorțul anului, ci și o excelentă sursă de profit. Producătorii mai multor emisiuni cu care J.Lo are contract mizează pe o creștere de audiență și simt deja mirosul banilor. Jennifer Lopez și Marc Anthony urmează să facă parte din juriul reality show-ului muzical Q Viva The Chosen. Producătorii sunt, e drept, gata să lăcrimeze de bucurie. Sunt convinși că publicul va fi și mai interesat să vadă emisiunea și să vadă cum se vor înțelege Jennifer și Marc. Divorțul nu îngrijorează nici pe producătorii emisiunii American Idol, un alt show jurizat de Jennifer Lopez, și ei anticipează că problemele personale ale vedetei vor crește audiența emisiunii. Până acum, divorțurile au costat-o pe diva aproape 15 milioane de dolari. Căsniciile ei au făcut însă mai puțină vâlbă decât relațiile pe care nu le-a oficializat. Amorul cu P. Diddy a impus-o definitiv în rândul vedetelor. Până acum, divorțurile au costat-o pe diva aproape 15 milioane de dolari. Căsniciile ei au făcut însă mai puțină vâlbă decât relațiile pe care nu le-a oficializat. Amorul cu P. Diddy a impus-o definitiv în rândul vedetelor. Gurile rele spun că marea dragoste a divei a fost Ben Affleck, care a dat vir fugiții puțin înainte de nuntă. Motivele? Jennifer era prea posesivă și îl făcuse de râs, convingându-l să apară alături de ea într-un videoclip.